Îi invit pe toți cei care cu bună credință doresc binele acestui oraș să fie alături de mine, de colegii mei din Partidul Național Liberal, de echipa de la Consiliul Local, cu care vom conduce destinele acestui frumos municipiu în anii care urmează. Vreau să le mulțumesc, nu în ultimul rând, și sunt convins că o fac în numele și a lui Amintiș și a celorlalți colegi, admirabilei noastră echipa Partidului Democrat Liberal. Și se admirabile echipe de tineri, care, frate, ne-a purtat spre rezultatele pe care le-am obținut în această campanie, dându-ne elanul și forța necesară să ducem o bătălie grea în vremuri dificile după o perioadă de guvernare pentru țară pe care am avut-o în față, dar am reușit aici la Cluj să demonstrăm că forța unei echipe stă în fiecare dintre noi și în toți și cu toți dintre noi. Mulțumesc, dragilor colegi din PDL, aceste admirabile și superbe echipe și care mulțumesc. Vom recâștiga ceea ce întotdeauna ne-am propus, să conducem destinele Clujului pe toate palierile local și județean.